Hristos a înălțat. Bine ați venit la slujba de pomenire a eroilor neamului. Pentru început vom asculta imnul de se va intona imnul de stat al României, după care soborul de preoți de la Mănăstirea Bogdana în frunte cu părintele stareț va oficia slujba pomenirii eroilor. Și sufletele robilor tăi, că tu singur ești fără de moarte. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, tu ești Dumnezeu, carele te-ai pogorâtâniat și ai deslegat durerile celor ferecați. Însuși și sufletele adormiților robilor tăi, le odihnește. Însuți, Doamne, sufletele fericiților într-o adormire eroiostași și luptători români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă în lagări și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român. Odihnește în loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea, suspinarea. Orice greșeală o săvârșit ei cu fapta, cu vorba, cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor, Dumnezeu să ierte. Că nu este om care să fie viu să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veaș, cuvântul tău este adevărul Domnului, să ne rugăm. Veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Cele fălor, Doamne, veșnică pomenire. Instituții, armata și biserica, și două sentimente, credința creștină și patriotismul, au favorit neamul românesc. Poate au fost și alte elemente, dar în jurul acestor patru elemente, probabil că s-a favorit ceea ce suntem noi astăzi. De aceea, poate că biserica și armata sunt unite și poate nu întâmplător, ziua eroilor este sărbătorită în fiecare an, într-una dintre importantele sărbători creștinești, respectiv Înălțarea Domnului. Aș vrea să vă spun că sentimentul acesta de a aminti și a cinsti memoria înaintașilor noștri care s-au jertfit în fel și fel pentru patria care i-a dat, o avem din Evul Mediu sau poate chiar din Antichitate. Și de aceea aș vrea să vorbesc foarte pe scurt despre un istoric al slăvirii eroilor patriei. Poate că un eveniment important s-a petrecut încă din secolul al XV-lea, atunci când, după o bătălie pierdută de Ștefan cel Mare, bătălia de la Războieni, Ștefan dă ordin să fie adunate toate trupurile căzute, să fie înmormântate într-o groapă comună și deasupra lor să se înalțe o biserică. În felul acesta, noi românii avem un prim mausoleu încă din secolul al XV-lea.
În secolul al XX-lea, să spunem așa, peste timp, autoritățile române au construit un nou mausoleu. De data aceasta, unul adevărat, în adevăratul sens al cuvântului. Și cred că toată lumea știe despre mausoleul de la Mărășești. La Mărășești sunt înmormântați ostașii români care au căzut în primul război mondial. Poate cel mai important act de vitejie pe care l-a avut poporul român. Și aș vrea să vă spun că eroi nu sunt doar acei soldați despre care știm cu toții, acei generali care conduc armate, ci chiar și oameni simpli pot deveni eroi. Și foarte pe scurt, am să vă istorisesc povestea fetiței din Nuc. Pentru că până anul acesta tot am vorbit despre diferite fapte eroice, dar nu am vorbit niciodată despre Măriuca. Măriuca era o fetiță de 12 ani care în bătăliile de la Mărășești, în 1917, din august, a observat cum oamenii de la Mărășești, din zona Mărășeștiului, se retrag și împreună cu bunicul ei a rămas la casa lor. Acolo unde era și Nucul cel Mare. Iar soldații români de la transmisiuni din acel nuc trebuiau să transmită semnale cu privire la înaintarea liniilor germane. Din păcate, soldatul care era la observație a picat răpus de o rafală de gloanțe și în felul acesta foarte greu se putea face transmiterea de informații. Iar Măriuca, comparabilă ca eroism cu Ioana D'Arc sau vestita Ioana D'Arc a francezilor, a hotărât ea să se urce în nucul respectiv, să vadă ce se întâmplă și să transmită soldatului de la poalele nucului informațiile pe care ea le vedea, iar acele informații să poată ajunge la garnizoana română pentru a ști cum să se apere. Bătălia de la Mărășești a fost o victorie și poate că această victorie se datorează și Măriucă. Măriucă, care nu a mai prins sfârșitul războiului, deoarece, ca și soldatul din Nuc, a avut același sfârșit. Pentru eroismul ei, Măriuca, alături de alți bravi soldați care au luptat la Mărășești, Mărăști, Uituzi, sau pe alte fronturi ale primului război mondial, este înmormântată în mausoleul de la Mărășești. Conștiința noastră trebuie să rămână tot timpul alături de acești eroi. Dar aș vrea să vă spun, la acest moment sfânt, poate, pentru neamul nostru, că, din păcate, nu toți eroii au fost cinstiți ca Măriuca. Al doilea război mondial poate nu a fost cel mai bun pentru noi. Iar pe frontul de est, împotriva cotropitorilor care ne-au luat, așa cum spuneau autorității, codrii voievodarei Bucovinei sau străvechea Basarabie, au murit, din păcate, peste 100.000 de soldați. Acești soldați, din câte știu, nici până astăzi nu au, cum spune poetul, la cap o cruce. Măcar la momentele acestea să ne aducem aminte de ei, de acei soldați căzuți pentru patria noastră, chiar și în afara graniților României, să îi celebrăm, să le pomenim memoria și să fim tot timpul alături de faptele lor. Pentru tot ceea ce au făcut înaintașii noștri, sunt demn pentru a fi în panteonul de eroism ai neamului nostru, cu înclinație să ne gândim la ei, la ceea ce au făcut, pentru că astăzi noi, liberi, să putem vorbi despre faptele lor. Vă mulțumesc! Mesajul autorităților locale va fi transmis de către domnul Bogdan Andrei Login, primarul municipiului Rădăuț. Hristos a înălțat!
Sfinția voastră, Părinte Stareț, preacucernici părinți, reprezentanți ai instituțiilor fundamentale ale statului, avem rezerviști aici alături de noi, reprezentanții fostilor deținuți politici, reprezentanții partidelor, reprezentanții unităților de învățământ și, în ultimul rând, colegii mei din Primăria Municipiului Rădăuț. Și ne-am adunat cu toții astăzi aici pentru a cinsti memoria eroilor care s-au jertfit pentru ca noi astăzi să trăim într-o Românie sigură, să avem o viață mai bună și, nu în ultimul rând, să nu ne facem rău unul altuia. Și aici mă refer prin orice metode. Într-adevăr, așa este. Nu trebuie să mergi numai decât într-o bătălie să fie rău. Și din păcate s-a văzut și în ultima perioadă că sunt eroi și cei care au reușit să reziste și să-și poată exercita drepturile constituționale în limitele legii. Eu nu vreau să spun mai mult, pentru că dacă este să facem o sinteză a tuturor discursurilor din ultimii 30 de ani, o să vedeți că majoritatea sunt cam la fel. Așa că nu consider că este extrem de important ceea ce spunem noi aici. Important este să facem cu adevărat ceea ce ar trebui să facem și pentru ceea ce acești eroi și-au dat viața. Numai bine vă doresc tuturor și să ne vină gândul cel bun tuturor, măcar așa peste vreo 10 ani. Doamne ajută! Urmează ceremonia depunerii de coroane. Asociația Culturii Eroilor. Asociația Foștilor Deținuți Politici. Social-Democrat, Organizația Rădăuți.
Bucureștiense creștini democrat, organizația Rădăuți. Colegiul Tehnic Rădăuți. Colegiul Andrei Contrescu. Școala Posticeală Sanitară Ștefan cel Mare și Sfânt Rădăuți. We'll be right back.
participare.